colinile, copacii câmpului. Mine fără de fiarul și fără de mine își va îndeplini rodul lui și voi vor izbucni în strigare de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpul vor bate din palme. În locul spinilor va crește chipăros și în locul urzicii va crește mirtul. A Domnului va fi slava spre veșnica și nepieritoare pomenire. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Aceasta zice Domnul, veți scoate apă cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, luați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți printre neamuri lucrările Lui, dați de știre că înalt este numele Lui, cântați în strune pe Domnul, căci El a făcut fapte strălucite, să știe aceasta tot pământul, săltați și vă veseliți locuitorii ai Sionului, căci mare este mijlocul vostru, Sfântul lui Israel. Și Duhului Tău, înțelepciune, prochivând glasul al treilea, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, nu voiesc că voi să nu știți că părinții noștri au fost toți tuturor și că toți au trecut prin mare și toți între voi au fost bătezați în nori și în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că iau din teatră duhovnicească, ce îi urma, iar teatra era Hristos. Faceți-i Sfânturile și Duhului Tău. Înțelepciune! Aleluia, 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 glasul al șaselea. Aleluia, aleluia, aleluia. De la Sfânt Apostol și Evanghelist Marcu, cetire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să vă mărinte, la vremea aceea, venita Iisus de Nazaretul Galilei și s-a botezat de la Ioan în Iordan. Dar ieșim din apă văzut cerurile deschise și Duhul ca o porumb povărându-se peste dânsul. Și glas a fost de ceruri, Tu ești Fiul meu cel iubit, pentru care le bine a voit. Slavă!
Atoțuitorule, împărate, cel ce mai înainte de vești, te slăvim pe tine, Zitor și Făcătorul a toate. Te slăvim pe tine, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de mamă și fără de dar, care la praznicul cel mai de cea trecut, prunca văzut de la cel de acum, de săvârșit te vede pe tine, cel ce te-ai arătat de săvârșit Dumnezeu nostru, din cel de săvârșit, ca să dai nați noturilor vremii de praznic și ceata sfinților, cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc, astăzi Harul Sfântului Duh, în chip de porumbel peste apii se coboară, astăzi soare cel ne-a pus a răsărit și lumea, cu lumina Domnului se luminează astăzi luna, cu razele luminoase luminează pământul, astăzi stele cele luminoase, cu lumina strălucirilor, lumea înfrumusețează, astăzi norii răbunează din cer, omenirii ploaie dreptăiețe, astăzi cel nefăcut de bună voia sa este atins cu mâna de către făptura sa, astăzi prorocul și înainte mergătorul se aproape de stăpânul, și cu frică să înaintea lui văzând păgărirea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se prefacă vindicând cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu curgeri tainice și astăzi păcatele oamenii se curățesc din apele Iordanului. Astăzi râul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății iluminează nouă. Astăzi apa cea mare care era în vremea lui Moise preface duceață poporului. Cu venirea Domnului, astăzi ne-am izbăvit de plâns cel de vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Domnului nostru. Astăzi toată măsura se iluminează. Iisus va făcări astăzi înșelăciunea, se surpe și căile de mântuire. Iluminează nouă venirea Stăpânului, azi cel de sus cu cel de jos să împreună prăznuiesc și cel de jos cu cel de sus să împreună vorbesc, astăzi obște cea simțită și mult vestitoare a ortodoxilor se bucură, astăzi Stăpânul merge la pătesc să ridice firea venească la înălțime. Astăzi cel ce plecat se pleacă robului său cel să se libereze pe noi din robie, astăzi Împărăția Cerului am dobândit, iar Împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul cu marea s-a împărțit de bucuria lumii și lumea s-a împărțit de veselie. Te-au văzut apele Dumnezeiului, te-au văzut apele și s-au tremut. Iar Danul s-a întors înapoi văzând focul Dumnezeirii pofogărindu-se. Trupiște și intră în sol. Iar Danul s-a întors înapoi văzând de pe stăpânul Sfântul Duh, în chip de porumb pogărindu-se și zborind împrejurul lui. Iar Danul tuturor celor ce vor atinge dânsa și vor și vor pânta Sfințire Ta curățile binecuvântare. Miluiește-i pe dește pe toți creștini, Sfântului Țării Satul acestora. Și să ne apărăuțim de aconim și tot poporul ca stărânt frazelor și care binecuvântare să Sfântul Iisus miluiește-ne și pe mare mila Ta. Dar te chiși oameni și îngerii și văzute și nevăzute și ferește pe Dumnezeu cel prea slăvit la Tatăl și să-ți ducă cu șapărăși și vici. Thank you.
Yeah.